metodologia, waterfall în care faci analiza la început, după ce ai făcut analiza, mai faci un pas și faci planificarea, după ce ai o planificare foarte clară, mergi și faci design-ul, mergi să faci codul, scrii, faci integrarea, faci o căruță de teste în diferite sisteme și după ce ai toate astea făcute, mergi cu ele la client. Iar clientul poate să zică, nu. În momentul ăla, după ce îți dai pumnii în cap și vezi seama că nu mai poți finaliza proiectul cu succes în timp, și probabil că nici în scop și probabil că nici în buget, te gândești că a trebuit să-i adaugi o oarecare agilitate proiectului tău. Și atunci luăm waterfall-ul, îi dăm un instrument de extraordinară mare precizie pentru a transforma waterfall-ul în ceva agil, ați ghicit, un blender, punem toate stage-gate-urile waterfall-ului în blender și ca rezultat o să iasă shot-uri mici, foarte puternice, de 2 săptămâni, în care se face un pic de analiză, un pic de planning, un pic de deployment și avem feedback-ul clientului în 2 săptămâni, timp în care ne putem lucra la următoarea bucată mică a proiectului.